Salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre un subiect la zi. Europa cu mai multe viteze. Acest concept a fost lansat săptămâna trecută de președintele Franței, domnul Macron, și în momentul de față se află în studiu pentru constituirea unor grupuri informale de state în cadrul Uniunii Europene în vederea avansării construcției europene. Să ne bucurăm, să ne întristăm, de văzut. Lucrurile au început în 1973, când două state arabe au atacat Israelul și au luat bătaie. Atunci o serie de state arabe au considerat necesar să se răzbune pe unele state europene care furnizase armament Israelului și au instituit o blocadă petrolieră, au oprit livrările, au crescut prețurile, întreaga lume occidentală, dar și România de la acea vreme a intrat în așa numita criza petrolului. Această criză a petrolului a avut în comunitatea economică europeană de la acea vreme un efect straniu de decantare regională. Unele regiuni care erau mai dezvoltate au continuat să atragă investiții, au putut să formeze, să ofere locuri de muncă bine plătite și au continuat creșterea economică. Dar această creștere economică s-a făcut în detrimentul altor regiuni europene mai puțin competitive, care au pierdut masiv populația activă, în principal tineret calificat. Acest lucru a dus aproape imediat la o apariție amplă de mișcări eurosceptice, asta ca să folosim un eufemism, ceea ce a alertat liderii de atunci ai Comunității Economice Europene. În 1974 a fost adoptat un plan, un cadru de coerență, fonduri de coerență, destinate regiunilor defavorizate care să nu mai încaseze aceste șocuri, să poată să continue să ofere locuri de muncă tineretului, astfel încât să nu mai fie supuse unei depopulări. Vi se pare cunoscut? Da. România are astăzi 17% din populația activă plecată peste granițe la muncă. Practic 5 milioane de români sunt plecați în străinătate, definitiv sau pe perioadă limitată. O asemenea situație nu a mai înregistrat în anii din urmă decât Siria. Și unde a fost politica de coeziune? Aici intrăm în problema Europei cu mai multe viteze. Vedeți dumneavoastră, politica de coeziune în anii 70 și 80 a permis integrarea în Uniunea Europeană a unor țări pe atunci sărace. Grecia, Portugalia, Spania. Dar în 1990 s-a prăbușit la greu socialist și Comunitatea Economică Europeană s-a trezit că îi bat la ușă niște state cu o economie mult mai complexă decât a Portugaliei. Vorbim de Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia. În aceste condiții a apărut o mentalitate mai veche. O parte în clasa politică europeană de la acea vreme, marcată de ifose imperiale, a considerat că noi veniți sunt de fapt învinși ai războiului rece și nu există nicio motivație valabilă să li se întindă o mână de ajutor. Această mentalitate de secol trecut, de anii 1920, a fost afirmată de doi politicieni germani. Karl Lammers și Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble ne este mai cunoscut, fiindcă dânsul e cel care ulterior a venit cu ideea ca românii care trec frontiera Germaniei să fie amprentați, să îi se facă fișă criminalistică, iar aceste fișe să fie toate stocate în fișierul de suspecție poliției germane. Ne mai amintim episodul și ăsta spune cam tot despre mentalitatea acestui domn Schäuble. Inițiativa celor doi a strânit imediat semnale de alarmă la nivelul Europei Centrale,
dacă are cele patru state, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, s-au asociat în așa numitul grup de la Visegrad pentru a-și impune interesele și a impune respect Europei, un respect minimal față de niște state care în trecut au luptat cu arma în mână împotriva dominației sovietice în zonă, iar acum sunt considerate înfrânte cot la cot cu Uniunea Sovietică contra căreia luptaseră. Ca urmare, statele grupului de la Visegrad au reușit să impună respectul Uniunii Europene, să fie tratate cu mai puține discriminări, să li se accepte intrarea în Uniunea Europeană în condiții favorabile. Cu România și Bulgaria însă, cu întreg Estul și cu Balcanii, lucrurile au stat altfel. Pur și simplu, învin și vor plăti. Exact mentalitatea de la Versailles din 1919-1920. Atunci, la Versailles, Germania era învinsă și a plătit până când nemții, sătui de discriminare și de dispreț, l-au adus la putere pe Adolf Hitler. În cazul nostru, acum în anii 1990, pur și simplu Estul Europei și Balcanii au fost abandonați de o comunitate economică europeană, ceea ce a favorizat ascensiunea unor lideri naționaliști agresivi, precum Slobodan Milošević, și a atâțat conflictele etnice din zonă, ducând la un deceniu de războaie post-iugoslave. Asta este. Greșelile se plătesc. Cel mai adesea le plătesc ceilalți care n-au greșit. Una peste alta, România în acest joc a fost scoasă din perspectiva integrării europene, folosind enorma minciună a genocidului pe care românii l-ar face împotriva minorităților etnice, unguri, romi. Este o minciună evidentă, putea fi și de atunci evidențiată ca minciună, dar nu a existat interesul, fiindcă interesul era să stăm cât mai departe fondurile coeziune. Interesul era ca Europa să se miște cu mai multe viteze. Când s-a tras linia în 2003 și s-a ajuns la concluzia cât de păguboasă este această politică a excluderii a Europei cu mai multe viteze, s-a ajuns la concluzia că nu se poate o pace justă, o pace durată în Balcan, decât dacă li se oferă niște perspective europene statelor din Balcani. Atunci a avut loc reuniunea de la Salonic a Consiliului European, unde a fost adoptată o agendă cu o componentă politică de integrare europeană și cu o componentă economică de coeziune economică a zonei. Agenda asta a durat câțiva ani, n-a apucat să fie implementată, fiindcă a survenit criza suprim. Criza din 2008-2009 a determinat o nouă reapariție a ideii Europei cu mai multe viteze. Cei care au afirmat această idee valoroasă au fost doamna Merkel, cea care a îngăduit migranților ilegali să se miște liber prin Europa, dar nu și românii, ori cetățeni europeni, să se miște liber prin Europa, și domnul Nicolas Sarkozy, care ne-a arătat cu degetul că suntem corupți și care acum execută pedepsa cu închisoarea pentru corupție și tocmai a fost chemat la parchet pentru a se arăta al doilea dosar penal privitor la 3 milioane de euro bacșiș primite de la Putin. Aceștia sunt oamenii care au arătat în acei ani, 2011 și așa mai departe, România cu degetul, că este epicentrul corupției în Europa. Găsiseră o nouă modalitate de a ne da peste bot, de a ne alunga de la masa puterilor Europei, acolo într-un colț cu șapca în mână și cu MCV-ul de gât. MCV-ul, o altă porcărie. Pe măsură ce se acumulau sutele și miile de condamnări în lupta anticorupție din România, imaginea României devenea în ce în ce mai sumbră. A fost iarăși o enormă greșeală, fiindcă au promovat o minciună. În realitate, corupția din România este mult sub cea din alte state europene, fiindcă cuvântul mafia nu este un cuvânt românesc, e un neologism.
Dar nu vreau să insist, nu vreau să fac ce au făcut ei, nu vreau să arăt cu degetul pe alții. Ajunge să spun că în urma acestei minciuni cu eșecul anticorupției în România, în momentul în care efectul real a fost de 3 ori mai mare decât al campaniei manipulate din Italia, în urma acestei minciuni epocale, consfințită prin MCV-uri succesive, s-a ajuns la concluzia că România este un stat al fără de legii, nu mai este stat de drept, că România este un stat eșuat și ca atare fondurile de coeziune ale Uniunii Europene au cam fost sistate. Zilele trecute, doamna Sabina Fati, într-un editorial difuzat de Deutsche Welle, a avut curajul să spună adevărul. Cerințele românilor au fost îndelung ignorate de puterile europene. Pentru aceasta s-a folosit faimoasa scuză cu România epicentrul mondial al corupției. Îmi pare rău, dar efectele au fost pentru țara noastră foarte grave. Efectele au fost că în momentul de față nu trece săptămâna să nu ia foc un tren, fiindcă când am intrat în Uniunea Europeană, România n-a mai avut bani să cumpere nici măcar o singură garnitură de tren, iar din 2011, când cu lansarea acestei legende negre că România e epicentrul corupției, n-au mai existat nici măcar bani pentru reparații. Trenul care a ars în gara Oradea săptămâna trecută era fabricat în 1941 de Malaxa și este încă în funcțiune, în fine, era în funcțiune ca și alte 10. Asta este România europeană îndelung ignorată de puterile europene. Ca să o mai spune de faza cu Schengen. Una peste alta, la un moment dat au început să-și dea seama și puterile europene astea că accentuarea discrepanțelor între România, Bulgaria și restul Europei devine periculoasă. Acest lucru ajunge să-l demonstrez cu un singur exemplu. În momentul de față, mortalitatea infantilă în România e de 2-3 ori mai mare decât în restul Europei. Asta este. 91% dintre secțiile de neonatologie din România nu au echipamente necesare, România fiind îndelung ignorată de puterile europene. Copiii plătesc. În aceste condiții a apărut o preocupare de remediere a situației și la 9 mai anul curent, domnul Scholz, cancelarul Germaniei, a ieșit în fața Parlamentului European cerând reluarea agendei pentru Europa de Est și Balcani, reluarea agendei de la Saloniki, ignorată și ea de 20 de ani încoace. Aceeași mesaj îl transmite și doamna van der Leyen, care a și alcătuit în numele Comisiei Europene un plan de măsuri pentru reluarea integrării Balcanilor, poate și pentru încetarea ignorării României. În acest context, notă discordantă face inițiativa președintelui Macron de a readuce în actualitate vechiul plan Schäuble, vechiul plan Sarkozy a unei Europe cu mai multe viteze, în care noi suntem pe la colțuri cu șapca în mână, așteptând ca să fim, să ni se arunce un os, să fim chemați așa să dăm socoteală pentru corupție, pentru genocid, pentru alte acuzații inventate, mincinoase, care ni se vor mai pune în cârcă numai pentru a se justifica ignorarea îndelungă a nevoilor românilor. Efectele sunt deja îngrijorătoare. 3/4 dintre români nu mai au încredere în Uniunea Europeană, nu mai cred că vom intra vreodată în Schengen, nu cred că politicii europene sunt determinate votul lor pentru Parlamentul European. Este îngrijorător. Iar aceste mentalități sunt evident speculate de forțe externe care nu ne vor binele. Acest lucru a ajuns să facă obiectul unor articole din EU Observer. Până și ei își dau seama cât de fragilă este situația. Noi, în ce ne privește, încercăm cumva să remediem. Acesta este sensul inițiativei celor 3 mări
a cărei 8-a întrunire are loc zilele acesteia a București. Dar fără ajutorul Europei, al așa zisului putere europene, nu vom reuși să facem mare lucru, inclusiv datorită faptului că inițiativa celor trei mări cuprinde și Austria și și Ungaria, care vor avea grijă ca să blocheze orice inițiativă reală e reluarea integrării europene a României și Bulgariei. Acum, nu știu ce se va întâmpla, nu știu care vor fi efecte politice situației, dar de fiecare dată Rusia imperială a știut să profite de asta. Spre exemplu, Africa subsahariană a fost îndelung ignorată de puterile europene, iar acum Rusia le deschide perspective noi cu ajutorul mercenarilor Wagner. Nu este un caz singular. E păcat, ar fi păcat să fie așa. Sper ca viitorul nostru să fie altul. Sper ca partenerii noștri europeni să se mai trezească din mentalității anilor 1920. Vă mulțumesc!